Vaccinul BCG importat din Danemarca poate fi din nou administrat bebelușilor la ieșirea din maternitate. Ministerul Sănătății a suspendat acest vaccin săptămâna trecută, când peste 100 de nou născuți din toată țara au manifestat reacții adverse după administrarea acestuia. La cererea Ministerului Sănătății, o comisie europeană a sosit în România pentru a sprijini specialiștii români în evaluarea vaccinului BCG. Concluziile investigațiilor au fost unele care îndepărtează orice suspiciune și astfel vaccinarea a fost reluată. La noi, în județul Alba, nu au existat cazuri înregistrate prin departamentul de epidemiologie. A existat un caz la Iud, dar acela a fost înregistrat la Târgu Mureș, fiindcă acolo a apelat la serviciile medicale. Conform ceea ce a spus și domnul ministru Raed Arafat și comisia care a investigat situația, există un procent, nu numai la vaccinarea BCG, la toate vaccinurile, de reacții adverse, după cum am mai dat, dar se încadrează în limitele normale. Vaccinul BCG este administrat pentru prevenirea tuberculozei încă din 1931 și este distribuit în toată lumea. Însă reacțiile adverse din ultima perioadă au determinat o evaluare mai atentă a acestui vaccin. În deosebi a apărut adenopatii axilare post-vaccinare. Adenopatiile sunt practic la nivel ganglionar. Acum trebuie să... Multe lucruri apar din necunoștința de cauză și neinformare. Ganglionii sunt porțile organismului care filtrează tot ce este antiorganism, microbi, orice particulă care organismul nu asimilează. Iar reacție ganglionare, tocmai asta dat în urma vaccinării, care a zis în torentul sanguin, ganglionii axilari sunt primii care reacționează. Aceste adenopatii axilare, v-am zis, la un număr redus ca procent din miile de copii vaccinați, se încadrează în limite normale. Sunt forme ușoare și medii. Nu a fost niciun caz grav înregistrat la nivel național. Pentru informații suplimentare, părinții care vor să afle detalii în acest sens se pot adresa Direcției de Sănătate Publică Alba pentru a fi consiliați și îndrumați de medici specialiști.